Nicușor Șerban Petcu, un bărbat de 47 de ani din Năvodari, a fost reținut de polițiști luni 25 septembrie, fiind acuzat de agresiune sexuală împotriva unei minore. În fapt, individul a intrat în vorbă cu puștoaica de numai 13 ani, ambii aflându-se cu căței la plimbare în parc. La un moment dat, a prins-o de mână și a lipit-o de el, după care a început să o pipăie pe sâni și în zonele intime. Este groaznic să îi se întâmple așa ceva unei fete la o ieșire în parc, la doi pași de casă. Copilul s-a zbătut efectiv să se elibereze din brațele vânjoase ale lui, spunându-i că spune părinților și la poliție, a scris Iulia pe Facebook. Tot ea a relatat că în urmă cu ceva timp o fetiță de trei ani a pățit același lucru. La scurt timp după ce totul a fost făcut public, oamenii din zonă s-au mobilizat și au început să furnizeze informații despre bărbatul dubios. Polițiștii, la rândul lor, au început cercetările și l-au identificat în numai câteva ore. Astfel, Nicușor Șerban Petcu a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, după care a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.